cântat, au dansat și au jucat teatru pentru a ajuta două fete a căror mamă s-a stins din cauza unei boli incurabile. Impresionează povestea celor doi copii. Asistenții medicali de la Asociația Trăiește cu Inima au mobilizat aseară 10 de copii, profesori și chiar medici care s-au implicat în organizarea unui concert emoționant. Transmitem un mesaj pozitiv, ne încurajăm copiii să vină pe scenă, să danseze, să cânte, să interpreteze roluri diferite și cu toți bănuții pe care îi strângem să putem să le ajutăm pe cele două fetițe. Au urcat pe scenă copiii de la casa de chitară a unui club privat alături de elevi de-a doua de la școala Titu Maiorescu din Iași, colegii uneia dintre cele două fete care au nevoie de ajutor. Un medic și un asistent medical au fost actori de ocazie și au jucat teatru. Mai mult este de fapt un lucru venit din suflet pentru aceste două copii. Veți juca cu suflet? Încercăm. De ce îți place ție să cânti la chitară? Pentru că e foarte frumos. E primul tău concert? Da. Da? Și câte cântece vei cânta? Unul. Unul singur, cum se numește? Rock. Cum se numesc cele două cântecele pe care le vei cânta? Il bidello infuriato și il principe solitario. Da. Ia zi-mi tu mie sincer acum, e greu tare să cânti la chitară sau așa așa? Așa și așa. Câte ore repeți tu pe zi sau pe săptămână? Nu știu. Dar știi pentru cine vei cânta în seara asta? Mama? Pentru sală. Pentru toți din sală. Spectacolul a fost prezentat de Andreea Lungu, elevă la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă, ajutată la rândul ei de Asociația Trăiește cu Inima. Copilul cel mare dintr-o familie cu 4 copii, fata a demonstrat că talentul nu ține cont de starea materială a familiei în care s-a născut. Succesul său i-a surprins pe profesor. A intrat a 5-a în clasa de teatru de la liceu. E foarte frumos să ajuți un copil, mai ales când simți că pleci de jos și vrei să ajungi sus și atunci ai nevoie de susținere. Dacă n-ai susținere, n-are cine să te ajute. Și la rândul meu am fost ajutată și știu cum e și vreau și la rândul meu să ajut alți copii care merită, cred eu. Spectacolul s-a desfășurat la liceul Dimitrie Cantemir din Iași.